Poveste de seară. Privighetoarea cea cântătoare și jucăușa, de frații Grimm, partea întâi. Leul și castelul din pădure. A fost odată un om și omul ăsta a trebuit să plece pe neașteptate într-o lungă călătorie. Și luându-și el rămas bun de la cele trei fiice ale lui, le întrebă ce ar dori să le aducă de pe cele meleaguri străine. Fata cea mare pofti să-i aducă mărgăritare, cea mijlocie pietre nestemate, iar cea mică îi zise: dragă tată, eu îmi doresc o privighetoare cântătoare și jucăușă. Bine, fata mea, dacă îi găsi o să știi că am să-ți o aduc. Le sărută pe câte ștrele și o porni la drum. Când veni timpul să se întoarcă acasă, a avut grijă să cumpere cele cerute de fetele mai mari, dar vezi că pentru fiica cea mică nu putuse să găsească privighetoarea cântătoare și jucăușă. Porni mâhnit omul nostru pe drumul de întoarcere și după o bucată bună de drum, nimeri într-o pădure. Acolo, ascuns de ochii oamenilor, văzu un palat care zbucura inima privindu-l, iar ceva mai departe, într-un stejar sări o privighetoare care sărea jucăușă din creangă în creangă și cânta de se înfiora văstuhul de viersul ei. Ei, tocmai la timp, împicaș! Ia, urcă-te, băiete, sus în copac și prinde-mi pasărea aceea! Așa, 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 țină bine! Ai vrut tu să-mi furi pasărea, dar să știi că nu-ți merge cu mine! Că aceluia care vrea să-mi răpească privighetoarea cea cântătoare și jucăușă nu-i mai sunt hărăzite multe ceasuri. Pe loc îl sfâșii! Dacă aș fi știut că e a ta pasărea, nu m-aș fi atins de ea. Dar acum că am greșit, vreau să-mi repar greșeala și să mă răscumpăr cu bani grei, numai să nu mă sfâșii! Numai într-un singur chip ți-ai putea salva viața. De mi-ai făgădui că ai să-mi dăruiești prima viețuitoare care ți-o ieși în cale când vei păși pragul casei. Nu, nici în ruptul capului, că ar putea să fie chiar fata mea cea mică. De mult ce mă iubește, ea aleargă întotdeauna în întâmpinarea mea, ori de câte ori mă întorc acasă. Până la urmă, de nevoie, îi făgădui leului că o să-i dăruiască viețuitoarea care i-o ieși cea din tâi în cale când o sosi acasă. Dar vezi că inima nu-l înșelase. Prima ființă care ieși în față fu draga sa fetiță. Mi-a adus privighetoarea cea cântătoare și jucăușa. Fetița mea dragă, scump mi-a fost dat să plătesc pasărea asta micuță. Ca să o pot dobândi, i-am promis unui leu sălbatic o să-i te dau. Și tare mi-e teamă că o să te sfâșie în bucăți și o să te mănânce de vei ajunge în vizuina lui. Dragă tată, odată ce ți-ai dat cuvântul, trebuie să te ții de el. Of, draga mea. Tată, trebuie să mă dai leului. Uite, o să mă duc singură în pădure și trag nădejdea că o să știu cum să-l îmblânzesc. Așa că nu-mi duce prea tare grijă, tată, te rog. O să vezi, matale, că o să mă întorc acasă nevătămată. A doua zi, fata porni fără frică spre pădurea unde și-avea leul sălașul. Vezi însă că leul ăsta nu era un leu adevărat, ci un fecior de crai care fusese vrăjit să se prefacă într-o asemenea fiară. Și nu era el leu toată vremea. Ziua avea înfățișarea de leu, ca și toți slujitorii lui, iar de cum venea noaptea, își recăpătau cu toții chipul lor omenesc. Când ajunse fata în grădina palatului, o mulțime de lei veniră în preajmă, privind-o cu prietenie, și-o duseră la stăpânul lor. De îndată ce se lăsă noaptea, leul se făcu iarăși om și în fața fetei stătea acum un flăcău chipe și frumos nevoie mare. Și cum se plăcură de la început, nu mai trecură zile multe și se prăznuie o nuntă ca în povești. Odată, pe când erau ei fericiți, feciorul de crai îi zise nevestesi: află că mâine e mare petrecere în casa tatălui tău. Și știi care e pricina? Se mărită sora ta mai mare. Și dă dorești să iei și tu parte la nuntă, du-te, că eu te las cu dragă inimă.
Ei, ce să vă mai spun eu vouă că vă închipuiți singuri. Când a pășit fata pragul casei, parcă ar fi coborât însuși soarele din înalt, așa li s-a părut tuturor. Fata le povesti totul și în cuvinte pline de încântare le arăta cât de frumos era tânărul crai, soțul ei, și cât de fericiți trăiau împreună. A rămas fata acasă cât timp s-a ținut nunta și după aceea s-a reîntors în pădure la soțul ei. Când urma să se mărite sora sa mijlocie, fata a fost poftită iarăși la praznic. Ea îi zise tânărului crai: de asta dată nu mai trage inima să merg singură. Rogu-te să mă însoțești. M-ar paște o mare primejdie dacă aș pleca de acasă. Dacă m-ar atinge la nuntă o rază cât de mică pe care o aruncă o lumânare aprinsă, pe loc m-aș preface într-un porumbel. Și 7 ani încheiați mi-or trebui să zbor prin lumea largă cu ceilalți porumbei. Hai vino cu mine. Vino, fără nicio teamă. Am să te păzesc ca nicio rază de lumină să nu te atingă. Dacă văzut și văzut craiul că se înveșunează atât în dorința ei, i-a făcut pe plac și plecară împreună. Și luară cu dânsii și băiețelul. Când ajunseră la casa părintească, fata porunci să se zidească o daie specială numai pentru folosința craiului, cu pereții groși încât să nu pătrundă prin ei nicio rază de lumină. Dar vezi că ușa era făcută din lemn verde și uscându-se, crăpănițeluș. Când se întoarse rănuntașii de la biserică, purtând făclii și lumânări aprinse, o rază cât firul de păr de subțire pătrunse printr-o crăpătură a ușii. Cum îl atinse pe feciorul de împărat, acesta se și prefăcu într-un porumbel. Și când nevastă s-a seduse să-l caute, văzu în locul lui un porumbel alb. Și porumbelul îi zise: 7 ani va trebui de acum înainte să zbor prin lume. Și la fiecare 7 pași voi lăsa să cadă câte o picătură de sânge și câte un fulg alb. Semnele astea îți vor arăta drumul și de mă voi urma fără contenire, voi fi mântuit de blestem. Nu-și termină bine vorbele porumbelul, că și zbură pe ușa afară avântându-se în văzduh. Și ea se luă după el ca o umbră. Dar într-o după-amiază, pe când alerga după porumbel, nu mai văzu căzând picătura de sânge și fulgul cel alb, iar când ridică ochii spre văzduh, nu mai sări nici porumbelul. Oamenii pe care îi întrebă nu știau nimic și atunci urcă pe cărarea stelelor până la soare. Dragi copii, dacă vreți să știți ce a vorbit tânăra nevastă cu soarele, am să vă povestesc asta mâine seară în amănunt. Ați ascultat Privighetoarea cea cântătoare și jucăușă de frații Grimm, partea 1, Leul și castelul din pădure. Adaptare de Simona și Dan Vasiliu.